Sala mare a Teatrului Valah din Giurgiu s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru sutele de oameni care au venit să asiste la spectacolul caritabil organizat de membrii Partidului Național Liberal, filiala Giurgiu, Fundația Aproape de Oameni și Ansamblul Folcloric Muntenia. Nume consacrate ale muzicii populare au urcat pe scena teatrului și au cântat pentru oamenii care au venit să doneze bani pentru Adriana Auraru. Spectacolul caritabil a durat mai bine de 4 ore. În cele două urne amplasate la intrarea în sală s-au strâns în final pentru Adriana aproape 45 de milioane de lei vechi. Te mulțumesc că mi-a rog. Așteptai de așa ceva? Nu așteptam. Am emoții, nu? Să fie așa multă lume aici. Ne mulțumim din suflet că sunteți alături de noi, mai ales de Adriana. Extraordinar de frumos. O parte din spectacolul care a avut loc la Teatrul Valah îl veți putea urmări într-o ediție specială difuzată în această seară după jurnalul de știri Valahia TV.